După ce lemnele și gazul s-au scumpit foarte mult în România, oamenii au ajuns să adune vreascuri din pădure ca să aibă cu ce să facă focul și să nu înghețe în case la iarnă. Câte lemne v-ar trebui dumneavoastră pe an? Pe iarnă? Vreo 2000 de kg. Și cât v-ar costa? 80 lei. Și vă permiteți? În scumpie. Nu avem bani, nu avem. Păi ce să le cumpărăm? Foarte greu. Vreascurile astea de unde le procurați? Că mai lor plăbaș la pădure, mai trăsc e poți. M-a adus cu brațul ei. Că e timpul când nu se duce la școală, sâmbătă. Și vă mai ajută cu lemne? Da, ne mai ajută băieți. Cât vă ajung? Brațul ăla de lemne care vi-au dus copii, pentru cât două timp? Două săptămâni. Ce câți metri cu obiul să vă dea primăria? Așa. O persoană, 4 metri. 4 metri? Da. Și vă ajunge toată iarna? Păi nu ne ajunge toată iarna. Mai cumpărăm și noi când avem bani. Anul trecut am cărat tot pe spate. Când am avut, am mai plătit pe vecinul de mai ne-a dus câte un lemn.